Planul celui rău a fost o lovire crundă chiar în poporul meu, zice cel preanalt. Dar n-am îngăduit, zice Domnul, și-am pus stăvilare ca, iată, vântul acesta să nu lovească cu toată intensitatea lui. Cu toate acestea, zice Domnul, planul celui rău a continuat, zice cel preanalt, și a zis, dacă nu-i pot lovi în trup, iată, am să-i lovesc în duh. Și atunci, zice Domnul, vântul rece a suflat în unele familii unde stabilitatea spirituală, zice Domnul, nu s-a găsit la cântărirea mea. Și atunci, zice cel preanalt, vântul acesta a lovit tare ca să stingă flacăra de pe altar și puterea rugăciunii să dispară din familie. Adeverește Duhul celui preanalt, poporule, am îngăduit vremea aceasta pentru o trezire care vreau să o fac în popor, zice Domnul. Și iată ce adeverește Duhul Domnului. Vine vremea cercetării și unde lemn încă se mai găsește din mâna mea. Pentru cel ce va căuta în vremea aceasta și care nu-și va lăsa inima doborâtă zicând Harul Domnului s-a dus de la noi, părtășia frumoasă a dispărut. Iată, zice Domnul, pentru cel ce va ridica privirea în sus, am unde lemn proaspăt se torne în vase, zice Domnul. Pentru că vine o vreme a revărsării Harului, zice cel preanalt, când cei ce de multă vreme n-au mai simțit cercetarea Duhului Sfânt și în taina inimii lor, întristându-se, au zis, Doamne, nu ți-a mai simțit apropierea. Iată, zice Domnul, aduc vremea cercetării, când mic și mare va simți prezența. Pirfai COVID, că n-ai zis roiectel. Pentru că zice cel preanalt, se adună în depărtare norii negri, nu sunt vizibile acum poporule, ce crezi că vezi tu nu-i nimic, pentru că iată vine vreme de furtună grea, o vreme care cel nepregătit nu va rămâne în picioare. De aceea zice Domnul, în vremea aceasta ridică privirea în sus, mai este un delen de har, mai este cercetare, zice Domnul, și vreau în poporul acesta să-mi fac priviri simțit de prezența, zice Domnul, fercai somit că n-ai zi broier, astfel, zice cel penal, îmi pregătesc mireasa, îmi pregătesc pe cei care, iată, suspine în taină și zic, Doamne, cât mai este până vom auzi strigarea? Iată, zice Domnul poporule, nu-i mult! De aceea, în vremea aceasta, pregătește-ți inima, pentru că, iată, după vremea de har, vine o vreme cruntă de încercare, zice Domnul. Vremea aceasta îți stă ca mărturie că am strigat un apel de cercetare și mai las o vreme de îndurare. Ferice de cel care va căuta de lemnul sfânt, zice Domnul, și în vremea aceasta le va îngamazina în inima lui. Iată, las har și mă cobor în adunare. Voi fi simțit, zice Domnul, și unii vor mărturisi că au simțit atingerea mea, dar viu este Domnul, că iată, astfel voi lucra și voi fi mărturisit ca un Dumnezeu al minunilor mari și al lucrărilor autentice, zice Domnul. Și atunci inima ta, poporule, va fi înviorată așa cum ai cerut, cum ai așteptat și recunoaște că Domnul este viu care lucrează. Amin.